Pompierii giurgiuveni au intervenit astăzi în cartierul Alexandriei la un incendiu de vegetație uscată. Localnicii din zonă au sesizat numărul unic de urgență 112 imediat cum au văzut flăcările, de frică să nu se extindă și la case. Chiar și după stingerea focului, un giurgiuvean încă mai umbla cu o găleată plină cu apă în mână, și asta ca să se asigure că totul este sub control. S-a luat foc aici, mie era frică, mie zic, voiam încoace spre casă, spre... Am scos furtunile, zic, repede să... până când vine pompierii să... Să ducea ca gazul, parcă era gaz, benzina, așa să ducea paile astea. Doamne ferește! Din fericire, nu s-au înregistrat pagube materiale, iar flăcările au fost stinse imediat, neexistând riscul să se extindă. Din primele cercetări a reieșit că incendiul a avut drept cauză flacăra deschisă. Am fost solicitați spre a interveni la un incendiu de vegetație uscată. Ne-am deplasat la locul intervenției cu autospecial de lucruri și de apă și spumă. Au ars, după cum vedeți, aproximativ 500 de metri pătrați. Probleme deosebite n-au fost. Pentru stingerea incendiului, pompierii au acționat aproximativ o oră cu autospecială de lucru cu apă și spumă.